Din nou în direct, doamnelor și domnilor, alături de mine domnul Dănuț Culețu, candidat din partea Alianței România Dreaptă, colegiul nouă, Camera Deputaților. Bună ziua, bine ați revenit alături de noi. Bună ziua, Nicoleta, și folosesc prilejul să spun și la mulți ani. Da. Peste două zile nu voi fi în emisiune. Mulțumesc. Și mulțumesc pentru oportunitatea mea care mi-a oferit-o toată pe durata acestei campanii de a fi prezent în acest frumos studio, alături într-adevăr de o încântătoare prezentatoare. Vă mulțumesc, domnule Culețu, ca de obicei foarte drăguț. Este ultima noastră întâlnire înainte de alegerile. Și sunt prea relaxat? De pe... Nu, nu. Nu-mi permit să comentez. Este ultima noastră întâlnire înainte de alegerile din 9 decembrie, cel puțin în calitatea dumneavoastră de candidat, și aș vrea să punctăm și să le aducem aminte oamenilor despre tot ceea ce am discutat noi pe parcursul acestei campanii electorale, despre proiectele pe care le aveți, și aș vrea să începem cu unul dintre cele mai importante, și mă refer aici la legea falimentului, să le aducem aminte oamenilor ce înseamnă această lege a falimentului și care ar fi oportunitatea ei, de ce avem nevoie de ea. O să-mi permiți, dragă Nicoleta, să fac însă o mică paranteză, pentru că de foarte multe ori am fost întrebat de ce candidez și pentru că vreau încă o dată în fața telespectatorilor să explic care a fost motivația mea pentru a candida și pentru că în această noapte n-am avut prea mult somn, probabil din cauza stresului creat de campanie, am reușit dimineața într-o inspirație, cred eu, destul de importantă, să scriu în câteva cuvinte, n-am reușit să le rețin spre rușinea mea, ar fi trebuit să le fi spus liber, dar o să-mi cer scuze și am să încerc să citesc din computer ceea ce am scris pentru constanțeni. De ce candidez? În primul rând pentru că sunt constanțean și vibrațiile și ecoul pe care le pot regăsi în mine nevoile seminilor mei nu le pot compara cu cele ale unui nou venit din București. Îmi place sintagma care spune că patria este leagănul copiilor mei și mormântul părinților mei. Între aceste două repere, diferența dintre mine și un bucureștean, cum ar fi domnul Remus Cernea, spre exemplu, aș da un exemplu, în momentul în care domnul Cernea ar intra în liceul Mircea, el ar intra într-o clădire. Eu, în schimb, aș intra în templul tinereții mele. A doua motivare este legată de profesia mea. Sunt economist și profesor la două universități și cred că studiile și experiența acumulată îmi permit să-mi exprim un punct de vedere fundamentat asupra economiei. Sunt prea mulți strâncănitori care perorează elucubrații despre economie și prea mulți oameni politici pentru care economia este un paliativ necesar pentru colectarea de voturi. Criza economică pe care o traversăm are nevoie de abordări lucide care să pună deciziile economice necesare deasupra promisiunilor deșarte, ieșirea din criză și reluarea creșterii economice susținute fiind criteriul fundamental de adoptare a acestor decizii. Deciziile însă trebuie luate de specialiști și cred că pot să mă regăsesc între cei care pot contribui la adoptarea unor măsuri prudente și eficiente de relansare economică. A treia motivație este motivația politică. Am văzut în toată această perioadă, din 89 încoace, o creștere alarmantă a cinismului clasei politice. Și cred că este evidentă necesitatea reformării acesteia. Ecuația esențialmente necesară într-o democrație între putere și opoziție este profund alterată. Încrâncenarea și agresivitatea zilnică la care suntem supuși este inacceptabilă. Toleranța și solidaritatea nu fac parte din arsenalul politicienilor, iar distanța între aleși și cei pe care i-au ales se mărește continuu pe frontul din ce în ce mai larg al intereselor personale și rapacității perpetue. Nu resemnarea și frustrarea trebuie să fie răspunsul nostru la toate aceste neajunsuri, ci demersul rațional de a trimite în Parlament, prin intermediul votului, o nouă clasă politică care să schimbe percepția cetățenilor despre politică și politicieni. Cred că odată asumat răul poate fi modificat și eu vreau să particip la această schimbare. Da, iertați-mă dacă a durat puțin mai mult, am vrut să transmit acest mesaj pentru a fi foarte clar în privința motivării mele pentru participarea la aceste alegeri.
Da, domnule Culețu, ar fi multe lucruri în mesajul dumneavoastră pe care aș vrea să le dezbatem așa. Cred că nu mai e timp, Nicoleta. Mai ales vis-a-vis cele de clasa politică, dar haideți să mergem pe proiecte pentru că nu avem foarte mult timp, după cum de bine acord. Știți. Da? Și de vreau acord. Să amintim oamenilor de ce ar trebui să vă aleagă pe dumneavoastră și nu pe altcineva, de ce au nevoie de aceste proiecte. Am să încep continuând cu ce spuneam în mesajul meu referitor la faptul că suntem în criză economică și depinde de noi, adică de clasa politică care va fi aleasă în 9 decembrie 2009, dacă vom ieși din criză sau dacă vom rămâne în continuare în criză. Este foarte important, primul act probabil pe care îl vor aproba noi parlamentari va fi bugetul României pentru 2013. Am mai spus-o la dumneavoastră, am aici și datele referitoare la modul în care economia a evoluat până în septembrie, care sunt îngrijorătoare, ca să nu mai spun că aseară l-am auzit pe domnul prim-ministru Ponta spunând la o emisiune televizată un lucru foarte adevărat. Anul 2013, îl citez, va fi cumplit de greu. Ori toate promisiunile făcute până acum, cred că de data aceasta au ajuns la liman și trebuie privit foarte serios modul în care bugetul va fi aprobat. Repet, dacă vom aproba un buget fără să ținem seama de populisme ieftine și fără să încercăm să plătim promisiuni făcute, gândindu-ne să stimulăm economia și să creăm valoare nouă adăugată care să creeze posibilitatea creșterii PIB-ului și resursele necesare, atunci cu certitudine România va avea probleme în 2013. Eu sper însă că noul Parlament va da dovadă de luciditate și înțelepciune. Indiferent cine și ce va propune în sensul în care măsurile sunt spre ieșire din criză, acele lucruri trebuiesc adoptate și sper să fie așa, pentru că nu mai putem prelungi criza care a adus și așa destul de multă suferință pentru foarte mulți români. Eu sper să pot contribui, acesta este proiectul meu cel mai important, sper să pot contribui ca specialist, cum spuneam și în mesajul meu, la adoptarea unui buget care să asigure ieșirea din criză în 2013. 2014, probabil și Europa va fi în relansare economică și sper din toată inima ca prin măsurile luate și România să iasă din criză și să înceapă procesul creșterii susținute. Pentru că, am mai spus-o, capitalismul este ciclic între criză și dezvoltare. În criză există într-adevăr și sărăcie și suferință, dar în dezvoltare există și prosperitate și eu sunt convins că vor veni și acele vremuri și pentru România și pentru Europa. De aceea revin acest proiect care este cel mai important și mai fac o paranteză. În campania dintre George Bush senior și Bill Clinton, problema cea mai principală a fost tot economia Americii și cetățenii americani au dat votul celor care vreau într-adevăr să aducă economia pe principii sănătoase. Așa s-a întâmplat atunci și Bill Clinton a câștigat, iar America a ajuns să aibă un excedent bugetar la sfârșitul celor 8 ani în care Bill Clinton a guvernat America. Sper să se întâmple la fel și cu noi. Sper să trecem de toate neajunsurile sau, dacă vreți, toate deosebirile între parteneri, între oameni politici, între partide chiar. Este momentul, în această criză deosebită pe care o trecem, de solidaritate, mai ales în clasa politică și mai ales în adoptarea acestor măsuri de natură economică. Eu sper să pot contribui, dacă, bineînțeles, constanțenii îmi vor acorda încrederea. Al doilea proiect la care țin foarte mult și care este personal, aș putea spune, pentru că vine din zona aceasta economică financiară în care eu am activat foarte mult, este legat de, eu aș numi un prieten, mi-a spus, parcă e prea dur legea falimentului personal și aș numi o legea insolvenței persoanelor fizice, este puțin mai doct, să spunem. Să fie doar 3 ani, perioada asta de insolvență? Să sperăm că va fi cât mai mică. Și această lege vine în întâmpinarea celor care, repet, au contractat credite de locuințe, atenție, pentru locuințe, pentru refăcut locuințele, pentru construit locuințele sau pentru cumpărat locuințe. Și care au fost de bună credință și au plătit ratele și dobânzile o perioadă de timp, dar independent de voința lor, pot ajunge în situația în care, pentru moment, nu pot plăti ratele și dobânzile. Șomajul este un exemplu evident care este prezent și la noi în măsură destul de important. Și atunci, această lege care există în foarte multe țări europene, și în America, și în Canada, și în Israel chiar,
poate fi, după părerea mea, foarte ușor adoptată cu aprobarea Băncii Naționale, am mai spus acest lucru, pentru că Banca Națională este cerberul reglementărilor pe piața bancară, în sensul în care, dacă o persoană, cum bine spuneam, de bună credință, este în imposibilitatea temporară de a-și plăti rata și dobânzile, să negocieze cu banca o perioadă de 2 ani în care să aibă perioada de grație și pentru rată, dacă poate plăti dobândă ar fi foarte bine, și pentru dobândă în situația în care veniturile, într-adevăr, nu pot acoperi nici măcar dobândă. Această perioadă ar putea conferi posibilitatea ca respectiva persoană să-și poată găsi în 2 ani de zile resursele necesare ca să poată relua acest parcurs. Cred că în varianta aceasta cineva mi-a replicat că băncile vor avea pierderi. Cred că și băncile sunt interesate nu să aibă un portofoliu important de case, ci clienți care să-și plătească creditele și dobânzile înapoi către bancă, chiar dacă asta înseamnă negocierea unui termen, să spunem, puțin mai mare. Dacă mi-aduc bine aminte, motivația dumneavoastră a fost aceea că mult mai interesante sunt băncile să-și recupereze banii pe care i-au dat plus dobânda decât sigur să execute silit, nu? Și să știți că și costurile, atunci când execuți, sunt foarte importante. Ca să nu mai spun că valoarea creditelor, vă dau un exemplu, acordate în 2008 cu garanții case din 2008, nu mai poate fi recuperată prin vânzarea caselor care au ajuns la jumătate din valoare în 2012. Deci oricum banca ar rămâne cu un minus pe care, sigur că da, ar trebui să-l evidențieze. Și atunci varianta în care putem găsi în această perioadă resursele necesare pentru a relua parcursul ar fi, după părerea mea, pentru persoana în cauză care nu poate fi dat afară din casă, deci banca nu poate începe procedura de evacuare, iar în același timp banca are și ea posibilitatea, reluându-se ciclul, să-și primească veniturile. Da, avantajos de este un win-win situation, cum zic englezii. Eu sper din toată inima să găsesc înțelegere și la banca comercială, și la băncile comerciale, și la banca centrală, pentru a putea promova acest proiect de lege. Da, domnule Culețu, să mergem mai departe la creditele pentru studenți, pentru că știu că este un proiect la care țineți foarte, foarte mult. E adevărat. Da, și să ne mai expuneți odată, să le spuneți oamenilor despre aceste credite pentru studenți, iar eu am să vin în completarea dumneavoastră, sper să avem timp, cu o propunere ce vine din Europa pentru statele membre ale Uniunii. Da, fiind profesor, știți, am mai spus, la două universități, de foarte multe ori m-am lovit de această imposibilitate a unor studenți de a-și continua studiile din lipsă de resurse, ajungeau un anul, 2-3 și nu mai puteau continua. Sau chiar unii care nici nu ajung măcar, deși își doresc să ajungă într-o unitate de învățământ superior, pentru că părinții nu au resurse. Și atunci și universitățile au resimțit ca o nevoie aceasta de a găsi soluții pentru a finanța studiile elevilor. Există, nu descoperim apa caldă, există în multe țări facilități acordate studenților. Pe perioada cât studiază, există un credit acordat de bănci. Garanția acestui credit m-am gândit să fie un fond de garantare. Exact cum există și fondul de garantare pentru întreprinderi mici și mijlocii sau fondul de garantare pentru agricultură, la care băncile se poate participa. Din acest fond de garantare va garanta, repet, creditele acordate studenților pe perioada cât învață. După ce termină studiile și după ce se angajează, și iar fac o paranteză, replica unui cetățean a fost: dar când se vor angaja în perioada de criză? Revin la ce am spus înainte, capitalismul este ciclic, să nu ne temem că va veni și relansarea economică și vom avea și prosperitate și sigur că da, vom uita poate aceste clipe de deznădejde pe care, din păcate, unii le trăiesc acum. Deci, în această situație, în care sigur că da, vom relua și creșterea economică, va fi mult mai facil pentru studenți să-și poată găsi un loc de muncă. În această situație, perioada de studii, dacă este 3-4 ani, aceeași perioadă sau poate puțin mai lungă, poate fi perioada în care se rambursează acest credit. Sigur că părinții ar trebui să fie codebitori, mie mi se pare absolut normal în această situație ca părinții, sigur că da, să mandateze normal, să garanteze pentru studentul respectiv. Dacă mai au cu ce și n-au ipotecat tot. Nu va fi decât o garanție personală, în sensul în care sunt codebitori, atât, o garanție personală. Nici nu vorbim despre sume foarte mari. Și asta mai vreau să spun, este vorba de sume care nu sunt mari, sunt în jur a 3-4 mii de euro, cred, poate și mai puțin pe an, ceea ce poate, într-adevăr, nu pentru toți anii, pentru că, din câte știu eu, este în jur de 2.500-3.000 de lei pe an,
taxa pentru un an. Și atunci în 4 ani ar fi 12.000 de lei, ceea ce înseamnă pentru toți cei 4 ani în jur de 3.000, să spunem, de euro, poate. Ceea ce nu e o sumă mare și, repet, facilitatea aceasta ar asigura cu certitudine posibilitatea multor copii să intre în învățământul superior. Și avem nevoie de creșterea calității. Avem nevoie, așa cum spuneam, competiția în secolul 21 este competiția cunoașterii. Vrei identitate și vrei să ai, într-adevăr, să fii o țară competitivă într-o lume globalizată, trebuie să ai forță de muncă foarte calificată. Acesta este un criteriu deosebit de important la care România trebuie să se ralieze. Da, acum haideți să vă zic și ce propune Uniunea Europeană. Se vorbește despre dezvoltarea unei garanții pentru tineret, lucru care ar veni în completarea proiectului dumneavoastră, pentru că proiectul prevede ca fiecare persoană sub vârsta de 25 de ani să primească o ofertă de un loc de muncă și așa puteți să-i răspunde și cetățeanului care v-a întrebat. Veniți dar când bine, își va găsi un loc de muncă? Veniți bine în întâmpinarea ideii mele. Vedeți, aceeași preocupare există și la nivelul european. Prin tratatul de la Lisabona s-a spus clar, noi putem avea prioritate în această lume globalizată, când vorbesc de noi, vorbesc de Europa. Da. Europa poate avea prioritate numai prin această competiție a cunoașterii. Numai stimulând cunoașterea, knowledge, cum îi zic englezii, putem avea într-adevăr prioritate în sensul în care competitivitatea noastră va fi printre primele țări la nivel global, printre țimele, să zicem, sisteme. Europa e un sistem, nu e o țară în acest moment. Da, și să știți că nu suntem singura țară care are probleme cu șomajul în rândul tinerilor. Chiar Spania este groaznic. Da, Slovacia stă pe primul loc, Grecia, Spania, Portugalia, Irlanda, Italia, Lituania și Letonia. Mă mir de Irlanda totuși că eu am aici nordice cifrele în față, le-am adus, tocmai pentru a întări ceea ce am spus legat de economie. Și de faptul că cel mai important lucru pentru România este ca aceste măsuri economice să fie într-adevăr juste și să producă dezvoltare. Iată, producția industrială mai puțin 4%. Vorbesc de septembrie 2012 față de septembrie 2011. Da? Industria producătoare minus 5%. Energia electrică este singura pe creștere, plus 0,4%. Construcțiile minus 6%. Comerțul minus 2,5%, transport și comunicații minus 3,5%, exportul de bunuri, foarte important, minus 9%, iar importul de bunuri minus 8%. Dar ceea ce este mai dramatic este că, apropo de unele creșteri nejustificate ale salariilor, netraduse în productivitate și în dezvoltare economică și în bunuri și servicii, care se foarte repede sunt transformate în inflație, și care erodează puterea de cumpărare a celor care au iluzia doar că le-au crescut salariile. La legume, prețurile au crescut față de mai cu 16%, la fructe cu 17%, la ouă cu 14%, la ulei cu 7%, la energie electrică cu 19% și la salubritate cu 12%. În aceste condiții, vă dați seama ce greu va fi pentru cei care au de trecut o iarnă, având în vedere, cum spuneam mai devreme, că și creșterea de șomaj, Mecel, ați văzut, concediază 8.000 de cetățeni în pragul iernii. Am înțeles că mai există, ce chiar azi dimineață citeam o știre legată de reducerea numărului, dar nu mi-aduc aminte la ce companie. Oricum nu e bine să o precizăm, așa că da, de acord cu dumneavoastră, însă semnalul meu de alarmă îl mai trag o dată. Este nevoie de responsabilitate la nivelul clasei politice pentru a înțelege că măsurile economice pot face ca ieșirea din criză să fie rapidă. Nu altceva. Dacă ne gândim să ne luptăm în continuare pe alte teme politice mai ales, vom face cea mai mare greșeală pentru România. Dacă vom arunca România din nou în instabilitate politică, va fi probabil o decizie catastrofală. Mă tem că nu este prea dur cuvântul pe care l-am spus. Da, poate că nu e prea târziu să inversăm minusurile cu plusurile din lista dumneavoastră, să vorbim de un plus la producție, să vorbim de un plus la export și așa mai departe și de un minus la prețuri, nu? Dar
În fine, vom vedea ce se va întâmpla după 9 decembrie. O teorie justificată spune că o inflație moderată până la nivelul de 2%, adică foarte lentă, este cea care asigură totuși o dezvoltare accentuată într-un ritm destul de susținut. Nu este bine să avem nici deflație, adică reducerea prețurilor, da? Pentru că reducerea prețurilor înseamnă și reducerea consumului. Atunci, între deflație și inflație, este preferabil să avem o inflație, dar de o manieră foarte modestă, până în 2%. Da? Bun, domnule Culețu, vă rog pe ultimile minute. Aveți posibilitatea să le transmiteți constanțenilor, să le transmiteți oamenilor care vă privesc un mesaj. Dar vreau să fie un mesaj din suflet, da? Să nu Eu cred că nu vă temeți de sinceritatea mea, pentru că eu cred că am fost de multe ori chiar foarte sincer în tot ceea ce am spus. Poate că de multe ori sinceritatea mea îmi cauzează ca un politic, dar așa sunt structural educat și nu pot să mă exprim altfel. Ceea ce vreau să le spun constanțenilor este următorul lucru. Chiar dacă am să-i plictisesc cu mesajul meu, 2013 este un an crucial pentru România și mai ales pentru economia României, care poate marca, cum spuneam, fie ieșirea din criză, fie continuarea acesteia. Decizia, sigur că este de natură politică, dar această decizie trebuie să se bazeze pe sfatul și consultarea specialiștilor. Este timpul ca specialiștii să spună cuvântul în domeniul economic, pentru că economia este primordială în acest moment. Eu sunt un economist, îmi place să spun că sunt un specialist în domeniul economic financiar, și dacă voi avea votul constanțenilor, sper să-mi spun punctul de vedere la această foarte importantă problemă a României. Aș mai spune ceva. Aș mai spune și aș ruga pe constanțeni să voteze cu luciditate, să voteze cu rațiune, să nu voteze subiectiv, să nu se gândească la resentimente, să fiți stăpâniți, dragi constanțeni, de dorința de a face bine tuturor. În acest sens, sper că veți lua cea mai bună decizie și am încredere. Am deplină încredere că decizia dumneavoastră va fi cea care trebuie și pentru Constanța și pentru România. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumim, domnule Culețu, că ne-ați fost astăzi alături. Mulțumesc, Nicoleta. Doamnelor și domnilor, cam atât pentru astăzi. Eu vă dau întâlnire și mâine, începând cu orele 16 aici, pe Antena 1 Constanța. Până atunci, aveți parte de o seară cât mai liniștită. La revedere! Genul programului News Magazine poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familie.